Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați dat bacșiș pe bon? Nu. Cu cardul? Doamne ferește. Nu. Adică n-ați fost la cărciumă? Nu. Nu știu dacă am fi fost, n-aș fi dat bacșișul pe bon. Dar cum l-ai fi dat? Cash. De ce? Păi de ce să-l dau pe bon? Păi stai un pic că îți dă bon și la adică? Tu dacă plătești cash nu primești bon sau ce? Dacă plătești nota cash de bacșișul e pe lângă și nu cer să-l pună pe bon. De ce? De ce să-l pună pe bon? Ca să-l ca să-l impoziteze statul român, da. Ca să facă după aia pasarele de la drum. Dar bon fiscal de ce ți se eliberează la bon magazin? Bon fiscal e bon fiscal, că e un business și... Da, asta aha. Este. Da, bacșișul e în cadou. Iar reluăm discuția asta. Cadou? De 100 de ori. Tu nu vrei să dai bacșiș la... Da, poți să dai bacșiș parfum? Sau flori? Poți să dai bacșiș ce vrei și colivă dacă vrei. Dar rest, bomboane poți să dai? Nu. Te vezi? Nu, dacă te duci la restaurant, dacă îi consideri cadou. Cadou nu e. Când dai cadou, bani este urât. De ce? Ia-ți, dragă, ce vrei tu. De ce să-ți dau un cadou? Așa faci tu cadou la doamne? Ar fi tare să le duci un voucher. La cărciumă, să ai vouchere la tine. Voucher de cumpărături. Da. Uite, îți dau mai serviu frumos azi. Da, nu firește că nu e un de Black Friday. Nu firește că nu e un cadou. Sunt niște bani pe care îi dai. Tu plătești taxe pe banii pe care îi încasezi. Puțin că nu sunt bani trecuți pe cartea de muncă sau pe vreun contract de muncă. Nu, sunt bani încasați. Sunt bani încasați. Dar banii pe care îi dai tu, bacșiș. Așa. Tu plătești taxe pe ei când îi încasezi. Da, de asta zic, dacă mai dau o dată, e dublă impozitare. Nu, că încasează altcineva. N-ajunge nicăieri. Păi nu, dar nu înțeleg asta. Adică de ce eu plătesc taxe pe banii pe care îi încasez, așa. Dar alții nu plătesc taxe pe banii pe care îi primesc. Pe tine asta te doare, că nu plătesc aia taxe și tu plătești. Nu mă doare, atunci să nu plătesc nicio taxă. Sunt absolută în regulă. Adică dacă aia nu plătesc, eu de ce plătesc? Să nu plătesc nici eu. Care e problema? Păi tu plătești taxe pe cadourile pe care le primești? Eu nu primesc cadou bani. Nu primesc cadou bani. Nu-mi dă nimeni cadou bani. Pentru ceea ce fac. Ți-ar plăcea să primești cadou bani? Nu. Nu mi-ar plăcea să primesc cadou bani. Vreau să muncesc și banii pe care îi încasez să fie pe munca mea și pe creativitatea mea. Auzat de sărbători ăștia mici care merg cu plugușorul, cu sorcova, cu asta și primesc bani. Că se dau, nu se mai dau nuci. Eu dau nuci portocale. În afară de tine. Și covriș, de-aia nu prea vin. Nu mergeți la domnul Petreanu cu sorcova, da, că primiți nuci. Am dat și bănuți. Vă dau nuci. Bun. Da. Și copiii ar trebui să plătească 16%? Bună întrebare. A? Că e același lucru, practic. Adică oricât te duci la restaurant, i-au prestat un act artistic. Nu este același lucru, evident. Nu e același lucru. Sunt minori, nu pot să consider că muncesc. Ei, lasă că majoritatea care umblă acum printre blocuri nu mai sunt minori. Să umblă cu boxele. Da, dacă le dai alora care umblă cu boxele. Păi am văzut că îi amendează poliția. Da, e moda nouă cu boxele. Dar copiii care vin de 10 ani și cântă ceva în fața ea, nu e o muncă. E un obicei, așa, nu poți să spui că e o chestie simbolică. Păi și ăla e cadou, nu e tot... Îi dai tot de... Păi și dai bani. E o chestie simbolică, nu face aia, nu este aia activitatea lui principală din care câștigă bani. Este o chestie pe care o face o dată pe an, dacă o face și atunci. Poate nici chelnerul nu are activitatea lui principală aia, o face din plăcere. Din sau plăcere? Temporar. Zici că chelnerul lucrează de plăcere? Da, două luni aici, două luni de plăcere dincolo, se mai ceartă cu șeful, caută plăcerea în altă parte. Au apărut chelneri care le sugerează, adică este un reporter de la Economedia, care relatează că a fost într-un restaurant din Sinaia. Și chelnerul i-ar fi spus așa, citez: dacă nu vreți să lăsați nimic pentru stat, treceți zero pe bon. Și dacă vreți să ne lăsați nouă, adăugați la banii pentru masă. Sau puteți să treceți și 10% pe bonul fiscal. Și atunci se impozitează. Reporterul nu spune ce a făcut. Uh-huh. Dar asta este un test interesant. Oare ce ați face? Zaf știu. Ce ar face? Tu ce ai face? Cred că e foarte complicată situația pentru receptori, mă refer. Adică pentru... Că îți dai seama, toate ciubucurile astea fiscalizate acum, da, intră în contul cârciumarului, care la rândul lui trebuie la finele lunii să facă o socoteală separată și să... Îți dai seama ce apar discuții pe rol acolo, ce suspiciuni, ce... Nu, cu dimpotrivă, chiar nu e nicio suspiciune, pentru că de data asta banii sunt urmăriți. Este un rol fiscal separat pentru banii ăștia. Deci acum știi exact câți bani s-au dat. Păi și crezi că ospătarii au acces la rolul fiscal? Adică ăla îi păstrează el banii... Nu, pentru că după aceea banii se atribuie și pot fi verificați. Se poate audita contabil cum s-au dus banii. Uh-huh.
Asta altfel, e bine. În orice cârciumă, banii de bacșiș se pun toți la comun și după aia se împart. La oameni. Păi, trebuie să ia și bucătarul ceva. După aia cum faci? Faci hârtie pentru fie, dacă sunt 40 de oameni în cârciuma aia? Nu știu. Faci hârtie exact pentru fiecare, că nu-i dai cash, nu? Nu poți să-i scoți din contabilitate. Trebuie să... E mai simplu să nu-i dai să cash. Să faci o hârtie ca să îi distribui bacșișul ăla. Se face practic, adică cum se face efectiv toată chestia, dar banii sunt urmăriți așa. Iar mie, în principiu, mi se pare corect. Însă observ că în țara șmecheriei, în țara șmecheriei, a apărut asta. Hai, nu treceți, dați-mi mie ce rost are, dăm bani la stat, dați-mi încolo de treabă. Mă știi. Dar banii pe care eu ți-i dau ție nu, nu sunt odată impozitați, adică nu i-am plătit taxe pentru ei. Mă, băiatule, dacă n-aș plăti taxe pentru ei, poate că aș merge și eu cu cash, cu astea. Mă gândesc că sunt o mulțime de cadouri care se fac în țara asta. Cadouri de la ca lumea. Adică vorbim de lucrări date stânga-dreapta, tot felul de contracte, combinații, dar nu cred că sunt impozitate. Și, știi? Și ne-am oprit la chelneri ăștia care primesc și 10-20 de lei la o masă. Adică asimilezi cazurile de corupție? Păi da, cazurile de corupție scapă de cele mai multe ori. Nu știu dacă scapă de cele mai multe ori, poate scapă, dar una nu e o scuză pentru cealaltă. Atunci, dacă sunt cazuri de corupție în România, de ce mai plătim noi taxe în general? Adică asta de ce este taxat salariul sau de ce sunt taxate veniturile pe care le plătim? Hai să nu plătim, că sunt niște cazuri de corupție. Este adevărat că sunt cazurile de corupție. Am vrea să-i vedem pe toți în pușcărie. De asta facem presiuni. De asta ne gândim că evoluăm. Da, știi, o infracțiune nu scuză alta. Adică dacă îl vezi pe unul că trece pe roșu, hai să trecem toți. Ce judecată e asta? Dacă nu, vezi zic, unul, că unul fură, păi da, hai să furăm toți. Eu zic doar că nu reușim să ne indignăm suficient cât să oprim cazurile alea de cum corupție, dar acceptăm chestia asta, să impozităm 10 lei. Dar zi? De ce să nu impozităm bacșișul, așa cum se întâmplă toate țările civilizate? Și de ce să nu-i băgăm la pușcărie pe corupție atunci când îi prindem? Să-i băgăm, să-i băgăm. Auzi, crezi că îl mai primește cineva la restaurant după discuția asta? Eu n-aș merge cu el, adică... Da. Lăsăm, nu mai mergem cu el, nu? Nici la mici, la asta, adică... La meste separate. Eu da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.